Deși s-au despărțit de aproape 2 ani, lucrurile între Andreea Bălan și George Burcea nu s-au încheiat. Oficial, cei doi nu au divorțat și se vor întâlni din nou la tribunal pe 3 februarie, când va avea loc o nouă înfățișare. Actorul își dorește să se încheie această situație cât mai repede, să se facă dreptate. Cu divorțul sper să nu se mai amâne, s-a tot amânat în ultimele luni. Vom avea înfățișare pe 3 februarie, sau dacă se amână să fie totuși și în favoarea mea, să fie cercetate toate actele depuse la dosar de ambele părți, a spus George Burcea într-un interviu. Actorul își dorește să obțină custodia comună a celor două fetițe, Ela și Clara, dar și desfacerea căsătoriei din culpă comună. Pe de altă parte, Andreea Bălan ar avea custodie exclusivă a copiilor și culpă exclusivă în ceea ce privește divorțul. Nu înțeleg de ce există această înverșunare. Aștept oricum să văd ce spune instanța, a mai precizat George Burcea. Între artistă și fostul ei soț, războiul nu s-a încheiat. Actorul mărturisește că Andreea Bălan iar spune mereu că este drogat, deși el îi trimite mereu analizele sale de 2 ani. Iar referitor la discuția cu drogurile, ea are toate analizele mele de 2 ani încoace și sunt curate, dar din drogat nu mă scoate, explică George Burcea. Mai mult, acesta dezvăluie că Andreea Bălan îi trimite mesaje în care îi spune că datorită ei el joacă în filme, iar Viviana Sposu tot datorită ei participă la Bravo I Still Celebrities. George Burcea a provocat-o pe fosta soție să aibă un duel muzical cu actuala lui iubită. Îmi dă mesaje că eu joc în filme datorită ei, că Viviana cântă și este în show datorită ei. I-am propus să facă ele două un battle pe live, la orice oră vrea și la 3 dimineața, a spus ușor amuzat George Burcea. În anul 2020, actorul a fost prins conducând sub influența substanțelor interzise. Recent, magistrații au decis ca acesta să plătească 16.000 de lei și să nu mai poată conduce un an. Decizia nu este definitivă, ci poate fi contestată în 10 zile. Am văzut știri în care se scrie că am primit acea amendă de 16.000 de lei, pe care o pot contesta în 10 zile, dar în toate articolele de presă apar cu pușcărie, pușcărie, pușcărie. Dacă îmi dădea 2 ani cu suspendare și o amendă, de exemplu, de 1.000 de lei, se scria că George Burcea a luat pușcărie. Așa că am primit o amendă doar, tot pușcărie se scrie. Că dacă nu o plătesc, ajung la pușcărie. Mi-a venit sentința, am de plătit doar o amendă penală, nu scrie nimic de pușcărie. Se va depune contestație. Va depune probabil și parchetul în apel, vom face și noi același lucru, apoi se va da sentința definitivă. Plătesc și 16.000 de lei, este mai bine decât să-mi dea 2 ani cu suspendare. Rămân cu perioada de probațiune, dar asta este, voi circula cu Uber-ul, Viviana are oricum permis, mă voi descurca, a mai adăugat iubitul Vivianei Sposub.